Gesturi de rezistență, un film documentar despre rezistența evreiască antifascistă din timpul războiului, va fi proiectat în această seară la Zalău și mâine la Șimleu Silvaniei. Evenimentele se vor desfășura la Galeria de Arte Ioan Sima, respectiv la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Filmul documentar Gesturi de rezistență, realizat de către Olga Ștefan, aduce împreună mărturiile personale de rezistență antifascistă în diferite forme ale unora dintre ultimii supraviețuitori ai Holocaustului din România, Republica Cehă și Slovacia. Producția prezintă intercalat atât imagini de arhivă ale mișcărilor de protest și ale actelor individuale de solidaritate de astăzi, cât și mărturii ale protagoniștilor, materiale de arhivă și opere de artă antifascistă, cu scopul de a pleda pentru o cale care să modeleze prezentul și viitorul nostru, astfel încât egalitatea și justiția pentru toți să fie valorile principale ale societății noastre. Filmul începe cu interviul Ericăi Bezdicova, care povestește despre experiența surorii sale, Jolana Kellerman, partizană în cadrul Rebeliunii Naționale Slovace. După ce a supraviețuit lagărului Terezin, unde l-a cunoscut pe Bela Coț, născut la Zalău, s-a mutat cu el la Cluj. Această poveste dă startul filmului și conectează cele trei țări de unde provin ceilalți supraviețuitori intervievați. Printre cei intervievați se numără și Teodora Iancu, fiica marelui artist și arhitect modernist Marcel Iancu, care a acceptat să fie înregistrată pentru prima dată exclusiv pentru acest documentar, și Alexandru Elias, filmat în decembrie 2017, cu 4 luni înainte să moară. La vârsta de 17 ani a fost unul dintre inculpații procesului Hașomer Hațair, înscenat de regimul Antonescu contra unui grup de 18 tineri evrei care au primit sentințe între 10 și 20 de ani de muncă silnică sau chiar execuție ca membrii ai acestui grup. Gesturi de rezistență a fost realizat în activitățile proiectului Viitorul Memoriei, înțelegând trecutul pentru un viitor mai bun, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Europa pentru Cetățeni, Memorie Istorică Europeană 2018. Filmul va rula marți, 1 octombrie, de la ora 19, la Galeria de Artă Ioan Sima a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, iar miercuri, 2 octombrie, de la ora 18, la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, din Șimleu Silvaniei. Proiecția va fi urmată de o discuție cu realizatoarea filmului. Intrarea este liberă.